Așa cum v-am promis vineri, astăzi am pregătit pentru voi un videoclip în care vă arăt tot ce am cumpărat din Spania. Am aici câteva pungi sănătoase lângă mine. Avem în felul următor. Avem Sfera, avem Sephora, avem Primark, avem un magazin care mie mi s-a părut super, super interesant și pe care nu l-am mai văzut în altă parte. Aici scrie Ame, cred, dar el se numea cumva Mulaia, nu știu dacă este cineva care locuiește în Spania, să mă lămurească și pe mine care-i treaba. Și mai am aici o pungă mare, mare de la Flying Tiger, pentru că am luat o pungă surpriză, adică practic descoperim împreună ce am cumpărat, pentru că nici eu nu știu, și în această pungă mai avem și câteva suveniruri. Și mă gândesc să începem cu ele, pentru că sunt așa, poate mai puțin interesante, să zicem, dar am luat în felul următor. Soțul meu colecționează tăblițe de acest fel pentru că și le pune în cramă și are din mai multe țări în care am fost. În primul rând și-a luat-o pe aceasta. Uite, mă uitam după preț, dar știu că era o ofertă, dacă nu mă înșel, 12 euro una sau 20 de euro două. Cred că asta era oferta. Motiv pentru care am mai luat încă una și este aceasta cu paella, paella, cred că așa se pronunță corect. Lui îi place foarte mult acest preparat tipic spaniolesc și atunci și-a luat să își reamintească de el. Și de asemenea am mai luat niște suporturi din acestea pentru momentul în care pui ceva fierbinte pe masă. Ce vă recomand eu, apropo de suveniruri, să încercați să cumpărați de la magazinele chinezești. Pentru că da, sunt acolo sunt magazine cu suveniruri. Am făcut o combinație de maduru capul și pe mine. Revenind, am văzut acolo multe magazine de suveniruri care aparțineau unor chinezi. Din ce am observat eu, acolo sunt prețuri mai mici. Și să știți că îi găsiți chiar și lângă Plața Maior, deci nu trebuie să-i căutați pe la periferie sau ceva de genul. Așadar, am luat aceste două suporturi, sunt la fel. A costat unul 6,95 euro și să știți că în Madrid, în aeroport, există un magazin de suveniruri și acolo prețurile sunt duble. Deci dacă aveți în plan să cumpărați ceva de genul acesta, orientați-vă să cumpărați din oraș, pentru că în aeroport sunt mult mai scumpe, așa cum ne-am obișnuit. Așa arată unul. Sunt obiectivele principale din Madrid, și anume Puerta del Sol, Puerta de Alcalá, am văzut după aceea că are accent, Gran Via, Plața Mayor, La Cibeles, Fântâna, despre care v-am zis și pe care ați văzut-o între World Vloguri, și Parcul El Retiro. Cam așa arată. Să știți că nu am cumpărat extrem de multe suveniruri, pentru că am mai fost în Spania și am mai luat, cred că dacă nu mă înșel, doi magneți, dar nu știu unde sunt, cred că sunt pe la soțul meu prin ghiozdan și nu e acasă ca să cer și să umblu în ghiozdan, pentru că nu fac chestia asta. Nici el nu umblă la mine în geantă, dar nici eu nu umblu la el în ghiozdan. E așa, nu că ne-am pus regula asta, dar mi se pare de bun simț să nu facem neapărat acest lucru. Și cred că atât. Din punct de vedere al suvenirurilor, am terminat. Evident că am fost și la magazinele ce aparțin cluburilor de fotbal, FC Barcelona și Real Madrid. Luca este mai mult cu Barcelona și și-a luat în felul următor. Și-a luat acest breloc. Magazinele de acest gen le găsiți lângă Puerta del Sol. Sunt acolo. Așa că dacă aveți treabă, nu trebuie neapărat să ajungeți la, de exemplu, la Santiago Bernabeu pentru un magazin al clubului Real Madrid, cu toate că acolo este unul imens, dar dacă nu aveți drum, să știți că le găsiți lângă Puerta del Sol. Revenind însă, și-a luat acest breloc, a costat 9,99, nu mă întrebați cine este acest domn, pentru că habar nu am, știe Luca. Și-a mai luat și acest bidon pentru apă, care are semnăturile jucătorilor. Acesta nu știu cât a fost, pentru că l-a cumpărat soțul meu și tot el i-a cumpărat și un rucsac foarte, foarte drăguț, tot cu Barcelona, dar pe care l-are acum la el, că a plecat în vizită la un prieten și nu vi-l pot arăta. Dar este foarte simpatic. Și apoi am fost eu cu el separat când a început soțul meu să se simtă rău. Am intrat eu în acțiune și m-am dus cu el la magazinul lui Real Madrid, de acolo, de lângă Puerta del Sol. Și m-am gândit să iau acest portfart, pentru că el are unul acum, dar este cu Harry Potter și mi se pare cam pueril, nici el nu-l mai agrează așa 100%. Și de când noi am pus aparatul, trebuie să umble cu irigatorul după el, motiv pentru care avea nevoie de un portfart mai mare și m-am gândit că acesta este și mai bine compartimentat. Într-o parte își pune produsele pentru igiena orală și în cealaltă parte pentru igiena corporală. Cam așa arată. Simplu, drăguț, a fost 35 de euro, da, da, știu, dar este Real Madrid. Ca în multe alte cazuri, se plătește brandul. Apoi,
mi-am luat o revistă. În general, atunci când plec pe undeva, îmi iau o revistă și de data aceasta mi-am luat El din Spania, pentru că îmi place să citesc în spaniolă. Hai să vă zic și cu spaniola, că probabil vor fi întrebări. Vorbesc spaniola, fluent. Mi-e mai greu un pic la scris. Am intrat așa puțin și în tainele scrisului atunci când eram mică, pentru că am urmat un curs la Institutul Cervantes din București, dar înțeleg spaniola, o vorbesc, pot să citesc, n-am nicio problemă. Așadar, voi putea citi și din această revistă și mi s-a părut super interesant faptul că vine și cu această geantă de plajă, iar prețul revistei a fost de 5,95, 6 euro, deci un preț foarte, foarte bun. O să vreau să desfac un pic ca să vedem cum arată geanta. Sper să nu vă fușii prea tare. Gata, am scăpat de ambalaj, am zis să, totuși să nu fac prea mult zgomot. Așa arată geanta. Aveau mai multe culori, verde și albastru, pe lângă acest galben, dar mi-a plăcut aceasta. Oricum, pasa mi-a dăduse din prima și am zis să nu mai deranjez doamna, că e ok, e o geantă de plajă, nu contează neapărat în ce culoare este. Destul de încăpătoare și văd că are două tipuri de toarte, mai scurtă și mai lungă. Deci, eu zic că este foarte, foarte utilă. Și așa arată și revista. Acum, eu nu știu cine sunt acești domni. Da, probabil o să descopăr eu din... Îmi pare cunoscut băiatul acesta sau seamănă cu cineva, nu știu. Dar o să descopăr eu din interiorul revistei și îmi place că întotdeauna mai descoper produse noi. Abia aștept să o răsfoiesc și să vedem ce mai este nou prin Spania și de ce nu ce mai este nou la produse, pentru că din păcate, El în România nu prea mai văzut sau nici nu mi-au ieșit atât de des în cale, așa cum îmi ieșeau atunci când eram în liceu, de exemplu. Multe reviste erau atunci, ce s-a întâmplat între timp. Cred că de când am intervenit social media și de când le putem citi așa online, nu prea se mai fac în format fizic și mie îmi pare tare rău pentru că îmi plăceau. Și ajungem acum la această pungă surpriză de la Flying Tiger. A avut un preț foarte mic, 6 euro dacă... Ups! 6 euro dacă nu mă înșel. Bolsa Super Sorpresa, adică pungă cu o surpriză super, ca să traduc așa motamo. Acum, hai să descoperim. Scrie aici, ia să vedem, te gustan la sorpresas a nosotros sí, y mucho. Îți plac surprizele? Nouă, da, și încă foarte mult. Portan solo 6 euros, te puedes llevar toda una super sorpresa. ¿Por qué? Pues porque en esa bolsa encontrarás productos Flying Tiger Copenhagen por un valor minimo de 12 euro. Nu o să citesc mai mult de atât. Un valor minimo de 12 euro. Bravo! 12 euro. Nu o să citesc mai mult de atât pentru că n-are rost să vă plictisesc. Ideea este că am plătit 6 euro și vom descoperi produse de minim 12 și hai să facem acest lucru. Mie aici ceva îmi sună jucărie. Nu știu de ce. Acum, ce-o fi, o fi. Nu se vedea mare lucru. Vedeți că este pus aici un sticker. Cum mi-o fi norocul? Hai să descoperim. Ia să văd cum reușesc eu să o desfac. Eram foarte încântată și abia așteptam să desfac treaba asta. Ok, o să le vărs pe toate aici. Și o să le rom... Ok. Un obiect decorativ, dar care nu are ghiveci. Adică arată fix cam așa. Este o lavandă artificială. Va trebui să-i găsesc eu un ghiveci să o pun. Drăguțică. Nu pot să zic că aveam neapărat nevoie de ea, dar... A fost acolo în pungă. Apoi, ce doamne iartă-mă ăsta? Un burete din cocos. Din nucă de cocos, vedeți? Nu știu, trebuie să mă interesez cum se folosește, că nu știu exact. A, scrie și în română, burete abraziv cocos. Ok, atât. Nu știu, o să vedem la ce-l folosim. Aici. Da, asta e o jucărie, nu știu exact care e treaba cu ea. Se conectează. E magnetică? A, nu. Se conectează. Se desface și se conectează. O să iau la Zuluca, nu știu care este scopul acestei jucării. Aici mai avem hanging decorations. Ok. Arată cam așa. Sunt decorațiuni care teoretic se agață și au cică până la un metru. Hai să desfacem, să vedem despre ce e vorba, pentru că nu înțeleg care-i treaba. Da, probabil vă gândiți, dar de ce ai luat o pungă de genul acesta când de 6 euro ai putea să-ți iei ce-ți dorești? E chestia asta cu misterul, știți că mie îmi plac cutiile misterioase, dar nu cred că mai încerc. Ok. Arată cam așa. Sunt drăguțele, uite, astea cred că aș putea să-i le dau
prietenei mele de la Creating Feelings, care se ocupă cu decorurile, pentru că ei sigur i-ar fi utile, eu n-am ce să fac cu așa ceva. Da, sunt cu animăluțe, probabil la petreceri ar fi foarte, foarte drăguțe, dar noi nu mai avem petreceri de copii așa mici care să guste acest design de decorațiuni. Da, o să îi le dau ei de îndată ce mă văd cu ea. Mai avem două produse. Ah, uite ce tare, astea chiar sunt super, super utile. Sunt niște pixuri din acestea cu vârfuri subțire colorate. Avem mov, turcoaz, portocaliu, albastru și roz. Astea, da. Bun, bun, bun. Ne plac. Și asta se auzea. Nu știu ce, doamne, iartă-mă, este. Memory game cu 32 de bucăți. Da, asta îmi place. O să mă joc cu Luca. Noi ne plac jocurile acestea de memorie. De fapt, ne plac în general jocurile. Și care este ideea? Toate aceste bucăți le întoarcem cu fața în jos, le punem pe un covor și fiecare întoarce câte două și apoi urmează celălalt. Și tu trebuie să ții minte cam pe unde sunt animalele respective și cine termină primul a câștigat. Da, mă bucur de ăsta, de ăsta și de creioane. Cu lavanda, nu știu ce să zic, o să-i găsesc eu un loc, iar restul, sincer, mi se par inutile. Dar a fost așa o surpriză și a fost momentul acesta în care am descoperit împreună ceva nou. Bun. Am terminat cu punga. Aba, nu. Acum am terminat cu punga aceasta pentru că trebuie să vă arăt acești papuci. V-am spus eu în vlog că am mers foarte mult pe jos și, sincer, orice încălțăminte am avut la mine, nimic n-a fost ok. Nu vreți să știți cum arată tălpile mele. Și am portat acei papuci de la Birkenstock, care inițial mi s-au părut super confortabili. Măi, dar mă usturau tălpile după aceea, că efectiv nu mai puteam să merg. Așa că am intrat într-un magazin și mi-am luat acești papuci, care mi se par super, super drăguți și vreau să vă zic că sunt de super bună calitate. Sunt făcuți din piele, talpa este extrem de moale, dacă reușiți să vedeți. Bineînțeles că acești papuci au fost uzați. Nu mai arată chiar ca noi, adică pe ei s-a mai dus culoarea, pentru că i-am purtat încă de când i-am cumpărat, în fiecare zi. Foarte moale talpa. După ce am mers în Birkenstock și m-am încălțat cu aceștia, zici că mergeam pe norișori. Atât de mult mi-a plăcut, doar că din cauza plasticului de aici am făcut o bătătură la degetul mare. Dar nu-i nimic, oricum au fost cei mai confortabili papuci pe care i-am avut la mine în Madrid și sunt foarte, foarte drăguți. Nu mai știu cum se numește magazinul, uite aici pe spate scrie Made in Spain, făcuți în Spania. Calitatea îmi place, să știți că aveau și pe alte culori, dar nu mai mi-aduc aminte magazinul. Știu că era pe o străduță care pleacă din Gran Via și la acest magazin se vindeau și Birkenstock-uri, deci era așa, cumva așa multibrand. Dacă ajungeți pe acolo, nu știu, căutați genul acesta de magazin. Bă, că scrie aici ceva. Ia stați să văd. Scrie Poronet. Nu știu. În fine. Foarte confortabil din piele. Vi super, super recomand. În cazul în care vă ies în cale. Și am terminat cu punga aceasta. Ia să vedem ce mai avem. Mai avem Primark. Hai să trecem la Sfera. Pentru că de la ei am luat o salopetă. Și apropo, pentru că știu că vă place să probez produsele și să le testez, mă gândeam eu ca pentru vineri să fac un videoclip în care să testez tot ce am cumpărat, inclusiv produse de la Sephora, o să vedeți la ce mă refer, și să probez și hainele pe care le-am luat, ca să vedeți cum se așează. Pentru că nu știu cât o să vă dați voi seama de aici, eu doar vă arăt așa repede ce am cumpărat. Cam așa arată salopeta, cu craci din aceștia lungi. Ca și lungime pare bună, iar ca preț a fost, erau reduceri în Spania, de la 20 de euro a fost 14. Mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. Acum, eu am luat cea mai mică mărime, dacă nu mă înșel, dar am luat S. Mi se pare un picuț mare, de aceea poate ar fi util să facem un videoclip, ajungeți și voi, cine știe, poate în concediu în Spania și vă interesează acest model. Reducerile, din ce știu eu, sunt până la finalul lunii iunie. Foarte drăguță, mi-a plăcut, îmi place și culoare, este genul meu acesta de culoare pământie. Uite ce drăguț, s-ar asorta cu ceva roz din acesta baby pink. Da. Foarte curioasă sunt să o probez. O să facem probabil lucrul acesta. Acum, hai să trecem la Primark. Dacă vreți să vedeți cum arată poate cel mai mare Primark în care eu am fost vreodată, vă recomand să vă uitați la ultimul travel vlog, travel vlogul din Spania cu numărul 3, pentru că acolo am făcut un tur aproape complet al magazinului și puteți descoperi produsele, puteți să vedeți prețuri, puteți să vă faceți o părere în comparație cu ceea ce se află la noi în România. Și probabil tot acolo ați văzut că mi-au atras atenția niște pijamale. Am golit și punga aceasta, dar până la pijamale vreau să vă arăt faptul că mi-am luat bikini. Nu știu cât sunt de interes, dar mi s-au părut interesanți. În fine, am luat 3 perechi, care teoretic știu că sunt invizibili. De ce?
pentru că nu au cusături. Arată cam așa, am luat varianta asta cu 3 perechi negre și varianta aceasta, o pereche bleu, una crem și una culoarea untului, ceva de genul acesta. Mi s-a părut ceva interesant și util. Așa, am dat, cât am dat, doamne, pe ăștia? 9 euro și mi-am luat mărimea M pentru că îmi place să-mi vină largi și să nu mă strângă din nicio parte. Trecem peste bikini, dar poartă toată lumea, mă gândesc, nu văd care e problema neapărat. Voiam doar să știți că găsiți așa ceva la Primark. Iar la pijamale mi-am luat varianta aceasta pentru vară, care mi s-a părut super drăguță și îmi place mult de tot materialul, cum se simte, zici că e dintr-un in, așa, nu cred că e 100% in. Mi-am luat mărimea S, aceasta este bluza și vine și cu acești pantaloni la care cred eu că mi-am luat M. Da, întotdeauna în partea de jos la pijamale și la lenjerie intimă îmi iau o mărime două mai mari ca să-mi vină super lejeri și oricum am acești nuri, în cazul în care sunt prea mari o să strâng șnurul. Acum, eu nu știu dacă mai am un preț. 20 de euro a fost pijama aceasta pentru că a venit la set. O să vedeți că la cealaltă am plătit per articol. Foarte drăguță, mi-a plăcut mult, cu siguranță este super, super potrivită pentru sezonul cald. Aceasta merge la spălat, iar pentru toamnă n-am putut să mă abțin și mi-am luat până la urmă pijama aceasta cu Lion King. Bluza mi-am luat-o S și a fost 16 euro. Îmi place atât de mult materialul, este extrem, extrem de pufos, nu știu dacă vă dați voi seama, dar credeți-mă pe cuvânt, are și ceva elastan în compoziție. Mărimea este așa cum vă ziceam la bluză, tot la spălat și ea, și mi-am luat la pantaloni M, bineînțeles. Îmi place mult, mult de tot printul, mi se pare așa foarte vesel. Pantalonii au fost și ei tot 16 euro și sunt lungi. Bun, astea sunt cumpărăturile de la Primark și vă zic și de ce. Așa cum multe dintre voi mi-ați spus în comentarii, calitatea mi s-a părut că lasă cumva de dorit. Sunt modele drăguțe câteodată, cel puțin aici în Spania erau multe, multe haine de unde puteai alege, dar în România prețurile mi se par și mai mari în comparație cu cele din Spania și nu cred că merită să-mi cumpăr neapărat de la Primark, când aș putea să-mi iau de la H&M, de la Zara și știu că acolo sunt mai ok. Și acum ajungem la acest magazin despre care vă spuneam, Mulaia, așa era denumirea lui. A, nu, stați că mai am ceva. Am intrat repede la, cum se numește, doamne, la Uniqlo, pentru că atunci când am fost în Japonia, acest magazin Uniqlo era pe lista mea, dar nu mi-a ieșit în cale și efectiv apoi am uitat și acum când eram pe Gran Via am văzut acolo, zic, hai mă să intru și eu și am descoperit aceste maieuri care mi se par extrem de interesante. De ce? Pentru că pe dedesubt au deja o bustieră. Asta înseamnă că nu mai trebuie să purtăm sutien și mi s-a părut o chestie super, super ingenioasă, pentru că atunci când port sutien, la genul acesta de maieu, se mai văd și bretelele și eu fără sutien v-am explicat că nu ies, pentru că așa mi se pare mie mai ok să port sutien. Și atunci pot să port eu într-un final genul acesta de maieu, pentru că vine cu bustieră pe dedesubt. Preț. N-au fost ieftine. Mi se pare că a fost 25 de euro unul. Nu mai am preț aici sau nu-l văd eu. Ba da, 24,90, 25, dar am zis să le încerc pentru că toată lumea laudă acest brand și am luat pe două culori, pe alb și pe kaki. Un kaki mai închis, nu știu dacă vă dați voi seama neapărat, de culoarea reală. Și acum ajungem într-un final la acest magazin, doamne, mi-am luat o vestă care îmi place atât, atât de mult și să știți că erau prețuri super accesibile și materialele mi s-au părut super ok. Cam așa arată vesta, uitați-vă voi cât este de drăguță, cu siguranță pe aceasta o vedeți mai bine îmbrăcată și vă dați seama mai bine în momentul în care este pusă pe mine. A fost 36 de euro și uitați-vă și la detaliile de pe spate. Cam așa arată, foarte, foarte frumoasă, aveau o grămadă de veste din acestea super decorate, să spunem așa, cu tot felul de mărgeluțe, de paiete, de foarte, foarte frumoase. Mărimea S, la multe dintre articole să știți că erau mărimi universale, așa că vă recomand să le probați. Dar da, mi s-a părut că este genul acela de articol care scoate din anonimat, de ce nu o ținută. Apoi, aici a insistat soțul să-mi iau acest top, nu știu sigur dacă îmi place 100% sau cum o să-l asortez, a fost 19 euro și uite ce vă ziceam, talia unică, adică talie, mărime universală, pardon, cam așa arată, i-au plăcut lui mult de tot detaliile astea. Mie culoarea, sincer, cu toate că este din paleta mea
de culori preferată, culori din acestea nude, pământii. Nu știu, mi s-a părut un pic bătrânicios topul, nu știu de ce, dar poate în combinația potrivită va arăta bine. Așa arată și la spate. Ce mi-am mai luat? Ah, pantalonii ăștia. Doamne, doamne, cum vin pantalonii ăștia. Deci sunt ceva de vis și materialul este super, super vaporos, deci super potrivit pentru vară. Bineînțeles că au stat și ei mototoliți, dar o să-i calc pentru clipul de vineri. Sunt un pic evazați și îmi vin perfect. Și la lungime, cu toate că sunt mărime unică și ei și sunt din 95% viscoză și 5% elastan. Aceștia, din păcate, nu mai au etichetă, cu toate că nu i-am purtat, nu știu unde a dispărut eticheta, dar știu că au fost în jur de 20 de euro, ceva de genul acesta, și sunt super frumoși și super confortabil. Mi-am mai luat și un top pe care m-am gândit eu să-l asortez cu pantalonii de mai devreme. Arată cam așa. Este în față foarte interesant, este așa cumva petrecut, poate găsesc o variantă să bag cumva maieul în pantalon, să-l fac să pară mai interesant, pentru că așa când te uiți la el nu este cine știe ce, dar mi s-a părut super interesantă combinația între aceste două culori și poate de ce nu cu un colier din acela statement pentru cine poartă. Am vrut să-mi iau unul și al meu soț mi-a zis, bă, dar tu nu porți așa ceva. Zic, da, dar parcă aș vrea și eu să încerc, până la urmă nu l-am mai luat pentru că era cam 30 de euro și zic, n-are rost să investesc în ceva în care nu sunt 100% convinsă că voi purta, dar o îmi propun să dau în viitorul apropiat o comandă pe Temu și poate găsesc acolo. O să dau o comandă pe Temu pentru că multe dintre voi mi-aș ruge genul acesta de videoclip. Ați spus să facem o comparație între Shein și Temu și probabil va veni în viitorul apropiat și un astfel de clip și cine știe poate găsesc acolo la un preț mult mai accesibil. Așadar, topul acesta, la fel mărime universală, 18 euro a fost. Și mi-am luat și o pereche de sandale ca să întregesc ținuta de mai devreme și mi-am luat aceste sandale. Nu știu, mi-au plăcut foarte, foarte mult. Mai aveau pe crem, pe negru și pe roz. Eu mi-aș fi dorit să le iau pe roz, un baby pink foarte, foarte frumos, doar că nu aveau mărimea 39 pentru că am probat și 38 cât port eu în mod normal. Nu se potriveau, nu se potrivea mărimea, au fost 30 de euro. Și să știți că mi-au plăcut mult, mult de tot și cred eu că ar arăta bine în combinație cu articolele de mai devreme. Se leagă așa și mi se pare un model foarte, foarte drăguț și altceva față de ce mai aveam eu acasă, motiv pentru care le-am luat și pe ele. Și acum ajungem la ultima punguță, și anume punga de la Sephora. Am găsit un articol foarte interesant. Acum eu nu știu sigur dacă se găsește și la noi. Și să știți că am luat acest articol de la Fenty pentru că am avut un mare fail cu produsul de la... Ah, de la ce era, doamne? Ah, nu mai rețin, dar oricum o să-l vedeți în weekly vlogul de miercuri pentru că o să vedeți în ce hal s-a separat acel ulei. Cred că Bioderma era, nu? Da. În ce hal s-a separat uleiul. Deci eu am mai primit comentarii de la voi în care îmi spuneați că la voi nu se întâmplă așa ceva. E foarte posibil să fie o problemă cu produsul meu, dar o să discutăm mai multe în weekly. Așa că am încercat ce am văzut și mi-a atras atenția, acest produs, Fenty Skin, este un, cum se numește, doamne? Se numește Tinted Moisturizer Mineral SPF 30. Deci, practic avem un 3-in-1, avem cremă, fond de ten și SPF 30. Se cumpără separat, aceasta este rezervă, însă trebuie să vă cumpărați și acest articol în care intră produsul efectiv, nu știu, acesta a fost vreo 6 euro și acesta 20 și, dacă mi-amintesc eu corect, sunt super curioasă, vreau să-l testez vineri alături de voi să vedem cum se potrivește pe ten și cum se așează, pentru că ați văzut că e o problemă. Bineînțeles că vine pe nuanțe, eu mi-am luat nuanța 3, dar o să descoperim mai multe în momentul în care îl și folosim și vă dau atunci și o impresie. Acum, nu știu sigur dacă se găsește la noi, chiar o să mă uit pentru că sunt super curioasă. În cazul în care îmi place, sper să am de unde să-mi iau și rezervă. Apoi, ce am mai luat? Pentru ce am intrat eu, de fapt, la Sephora? Pentru că am făcut temperatura, așa cum probabil știți, dacă ați urmărit travel vlogurile, și am făcut o mare bubă aici sus, mi s-au uscat buzele atât de tare încât am făcut rană de la temperatură și am vrut să-mi iau un ulei, dar până m-am hotărât eu să-l desfac, aproape că s-a terminat vacanța și am găsit un strugurel în bagaj, m-am hotărât să țin acest produs în ambalaj ca să vi-l arăt vouă. Este un produs pe care mi-l doream de ceva timp, de la Jizu, este acel ulei de buze care a făcut furori în online și acum au scos niște variante noi, acestea cu sclipici, și mi-am luat nuanța Watermelon Sugar, scrie aici, la fel o să-l desfacem și o să-l testăm vineri. Sunt super curioasă pentru că nu este un ulei de buze extrem de accesibil și vreau să văd dacă merită banii. Apoi mi-am luat și eu acest deodorant.
stăteam la coadă la casă și era o coadă mare și știți că sunt acele rafturi în jurul cărora te învârți ca să ajungi să plătești și am văzut acest deodorant de la Sol de Janeiro. Știu că și luase Andrei Kim și ei a plăcut foarte mult. Rio Deo m-a atras foarte mult faptul că scrie aluminium free deodorant, adică este fără aluminiu. Sunt curioasă să văd dacă miroase exact ca și crema, pe care o ador de altfel. Și pe acesta pot să-l testez acum ca să vă dau repede o impresie. Ok. Stați să văd cum se procedează. Deci trebuie să... Ok. Da. Miroase fix ca și crema de corp. Așa arată deodorantul. Nu știu să vă zic dacă funcționează, dacă protejează bine. Dacă ați încercat voi, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat, tot de la Jizu, este un ulei, un serum, de fapt, pentru păr. Uite, scrie aici, Honey Infused Hair Repair Serum. Așa arată. O să-l desfac imediat și din ambalaj ca să vedeți sticluța, dar la fel poate îl testăm live pe cameră. Uitați cât de interesant arată produsul acesta. Acum nu știu ce să zic. Hai să vedem cum miroase. Nu prea miroase. A, uite, are niște... Zici că... Nu știu. Icre? Așa îmi vine să zic, așa se ia produsul și în pipetă. Dar, sincer, mă așteptam să aibă ceva miros de miere măcar, un miros dulceac, dar nu. Nu, chiar n-are. Acum, important este să își facă treaba și să hidrateze foarte, foarte bine părul. Ei bine, cam acestea au fost toate produsele cu care m-am întors din Spania. Nu sunt extrem de multe, dar eu zic că sunt interesante. Cea mai încântată sunt de descoperirea acestui magazin, Mulaia sau Ame sau cum Dumnezeu se numește, pentru că îmi plac foarte, foarte mult hainele lor și mi se par accesibile. Lăsați-mi și impresiile voastre în comentarii. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem miercuri cu un weekly și vineri cu un videoclip în care probez și testez toate produsele pe care le-ați văzut astăzi. Să aveți o săptămână absolut minunată and remember, smile!